matinalul dumneavoastră preferat. Ei bine, același lucru vă invită să-l faceți și astăzi, adică să rămâneți în fața micilor ecrane până la 9:30, începând chiar din acest moment. Și nu uitați, dacă ați ratat vreuna dintre edițiile matinale, puteți să intrați pe site-ul televiziunii noastre www.primatvslatina.ro și să ne urmăriți de la secțiunea Prima de dimineață. Iar dacă între timp aveți o idee pentru noi, o sugestie referitoare la matinalul Prima de dimineață, puteți să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook, pagina televiziunii Prima TV Slatina. Acestea fiind zise, dăm startul unei noi ediții matinale și îi salut pe colegii mei din emisie și din platou. Bună dimineața și celor care sunteți acum în fața micilor ecrane. Fie că sunteți din Slatina și vă reamintesc faptul că ne puteți urmări și din județ, pentru că sunt peste 70 de localități unde intrăm în casele dumneavoastră prin intermediul rețelei ACTA. Acestea fiind zise, dăm startul unei noi ediții matinale chiar în acest moment și să răsfăim împreună ziarele locale, naționale și mondene pentru început. Începem cu ziarul Gazeta Nouă în această dimineață, să vedem care este subiectul acestei zile. Slatina luminată de sărbătoare, mii de lumini colorate pe splanadă și pe principalele străzi ale orașului, luminile de Crăciun din Slatina au fost aprinse marți seara de primarul Emil Moț în cadrul unei festivități la care au participat zeci de slătineni desfășurate pe splanada din centrul orașului și să vedem și câteva fotografii. Haideți să arătăm și la cameră ce s-a întâmplat aseară mai exact. Iată, dacă nu ați apucat aseară să prindeți momentul în care s-au aprins luminițele din oraș sau poate că nu ați ieșit aseară să vedeți aceste luminițe, iată, puteți să vedeți prin aceste fotografii, bineînțeles, și până după sărbători. Cel care a apăsat butonul care a aprins toate instalațiile de pe splanadă și din oraș a fost David, fiul primarului Emil Moț. Băiatul a strânit zâmbetele tuturor celor prezenți, deoarece n-a mai așteptat numărătoarea inversă a tatălui său, ci a apăsat direct pe buton. Evenimentul a fost urmat de un program special de colinde, ce s-a desfășurat pe splanadă, susținut de elevii Palatului Copiilor Adrian Bărean din Slatina. În acest an, municipalitatea a achiziționat un brad înalt de 10 metri, în valoare de 700 de lei, BNR cu leduri, figurine de stâlpi, șiruri luminoase cu leduri, arcade luminoase 3D cu efect curgător, cercuri suspendate 2D cu efect dinamic și baghete luminoase, țurțuri luminoși în culorile alb rece, baghete curgătoare, fântână arteziană 3D statică, două fântâne arteziene 3D cu efect curgător, precum și ornamente pentru brad, globuri în diverse culori, fulgi de zăpadă, steluse și multe altele. Valoarea ornamentelor decorative de iarnă achiziționate în acest an se ridică la 790.000 de lei TVA inclus. Cam atât despre acest subiect și să mergem mai departe. La alte subiecte, iată, tot despre sărbători vorbim și tot despre ceea ce a organizat administrația publică slătineană. Revelionul 2017 din centrul Slatinei în pericol să nu se desfășoare din cauza unor contestații. Primăria Slatina ar putea să nu mai organizeze Revelionul 2017 din cauza faptului că firmele care au participat la licitația de atribuire a contractului s-au contestat între ele. Potrivit informațiilor Gazeta 9, trei participanți s-au înscris la licitație, dar a fost depusă o singură ofertă corectă. Cu toate acestea, unul dintre ceilalți doi participanți au contestat licitația, petiția fiind în analiză la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. 75.000 de lei este valoarea contractului pe care primăria l-a scos la licitație privind organizarea concertului și petrecerii din noaptea dintre ani în Slatina. Primarul Slatinei Emil Moț a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținută marți că municipalitatea ar fi vrut să organizeze un concert în aer liber pe esplanadă.
Peste 1700 de angajați ai Spitalului Slătinan vor beneficia de creșterea valorii tichetelor de masă CJ Olt alocă banii. Vești bune chiar în preajma sărbătorilor de iarnă pentru angajații Spitalului Județean de Urgență Slatina. Toți cei 1700 de angajați vor beneficia de mărirea tichetelor de masă de la 9 lei la 15 lei. Astfel, creșterea resimțită de fiecare angajat este de 100 de lei lunar. Vedem și alte subiecte, tot din ziarul Gazeta Nouă din această dimineață. Dosare penale pentru doi patroni din Slatina, prinși cu 19 muncitori la negru. Administratorii a două firme din Slatina sunt cercetați penal pentru muncă la negru după ce ar fi angajat persoane fără a le încheia contracte individuale de muncă în formă scrisă. Ultimele zile de înscrieri la cules de căpșuni în Spania, un alt subiect din Gazeta Nouă, mai multe căsătorii, mai puține divorțuri. Și fostul vicepreședinte al CJ Olt, Gheorghe Buica, a fost găsit spânzurat într-o hală la Slătioara. Fostul vicepreședinte al CJ Olt și director al companiei de apă Olt, Gheorghe Buica, și-a pus capăt zilelor marți după amiază, fiind găsit spânzurat într-o hală aflată în construcție în comuna Slătioara. Purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță Olt, medicul Marian Fortuna, a declarat că bărbatul în vârstă de 60 de ani a fost găsit decedat într-o hală care se afla în construcție, proprietatea unei firme deținute chiar de el în comuna Slătioara. A fost găsit de un paznic care venise să hrănească câinii. Medicii de pe ambulanță nu au mai executat manevre de resuscitare, deoarece bărbatul era mort de aproape 2 ore. Mergem și la eveniment de Olt și iată tot despre acest subiect găsim și în acest cotidian. Gheorghe Buică, fostul vicepreședinte al CJ Olt, a fost găsit spânzurat, vă spuneam, și din ziarul Gazeta Nouă din această dimineață. Agresorul polițiștilor din Osica de Sus arestat preventiv și primarul Slatinei cere demisia consilierilor PNL. Cuplurile slătinene cu 50 de ani de căsătorie premiate de primăria Slatina, un nou târg de adopții canine la Slatina, casă în flăcări la Slatina, iată evenimente ce s-au petrecut în municipiul nostru și cadouri de Moș Nicolae pentru preșcolarii și elevii din Corabia. Abonamentele elevilor navetiști se decontează integral din 23 noiembrie. Vedem și informațiile din ziarul Gazeta de Sud din această dimineață, informația de ultimă oră. Volei masculin Craiova a debutat cu victorie în Liga Campionilor. Asigurările de locuințe împotriva dezastrelor bat pasul pe loc. Și CSM Vâlcea în pericol de desființare. Pentru că mai avem câteva minute la dispoziție din cadrul primei părți a matinalului Prima de dimineață, vreau să vorbim și despre ceea ce se întâmplă în lumea mondenă. Vedem imediat Cătălin Botezatu, tată la 50 de ani, ea este mama copilului meu. Iată, îl vedeți pe Cătălin Botezatu înconjurat de câteva domnișoare, dar să vedem și despre ce este vorba în acest articol. Cătălin Botezatu, tată la 50 de ani, declarația făcută de designer la petrecerea organizată în cinstea lui, a luat pe toată lumea prin surprindere. Se pare că Gabriela Prisăcari, una dintre câștigătoarele emisiunii Supermodels by Cătălin Botezatu, l-a cucerit definitiv pe designer. Cătălin Botezatu, tată la 50 de ani, dacă ar fi să ținem cont de declarațiile făcute de acesta la petrecerea organizată de apropiația chiar de ziua lui. Declarația a fost făcută în direct la un post de televiziune. E prea frumoasă să nu-mi facă un copil, a confirmat Cătălin Botezatu, referindu-se la frumoasa Gabriela. Și iată, îl vedem pe Cătălin Botezatu alături de domnișoara despre care vorbea că ar putea să îi facă un copil la această vârstă.
Cel mai sincer interviu pe care Cristina Spătar l-a dat după divorț, trăiește cu fostul soț în casă, dar visează la Anglia. A suferit după ce soțul a părăsit-o și s-a gândit să plece din țară, iar în prezent și-a stabilit un plan de priorități pentru o viață ceva mai bună. Sunt afirmațiile făcute în cel mai sincer interviu pe care Cristina Spătar l-a dat după divorț. În cel mai sincer interviu pe care Cristina l-a acordat după divorțul de Alin Ionescu, aceasta a mărturisit că doar cei doi copii ai săi au oprit-o să nu plece definitiv din țară și să se stabilească la Londra. Mergem mai departe cu alte informații. Tuncea Iuțurc dă de pământ cu Renata și mesajul Andrei Marin după ce Tuncea a vorbit despre presupusa relație cu Renata. Lidia Buble și Răzvan Simion nu se mai feresc și au arătat iubirea în public. Mergem și la ziarul Click să vedem subiectele acestei zile din lumea mondenă. Monica Davidescu nu și-a luat nici acum banii pentru piciorul distrus. La 4 ani de la accidentul suferit la Dansez pentru tine, încă luptă prin tribunale. Delia la concertul de lux cu hainele Loredanei Groza. Graviduța Jojo are probleme de sănătate, își face singură injecții în burtă. Iată, o vedeți pe Jojo într-o fotografie. Îl vedeți și pe Tuncea, care își toarnă cenușă în cap. Fidelitatea mea nu poate fi pusă la îndoială, spune acesta. Și Cătălin Botezatu, declarație șoc, ea e mama copilului meu. Iată, această informație a fost preluată și de ziariștii de la Click. Alice Penaca a luat un premiu important la Romanian Fashion Awards. Iată care sunt ceilalți premianți. Gheorghe Turda a făcut 9.000 de euro de ziua națională. Și o blondă celebră, tunată și sexy a fost iubita secretă a lui Mihai Onilă. Cine este aceasta? Aflați, bineînțeles, din paginile ziarului Click din această dimineață. Ne oprim aici cu această rubrică, dar și cu prima parte a matinalului, prima de dimineață, pentru că vom continua cu invitatul zilei după un scurt moment de publicitate. Rămâneți alături de noi! Salonul Thermal Spa Center te așteaptă pe tărâmul frumuseții cu o gamă largă de servicii într-o ambianță elegantă, coafiuri extravagante, îndreptare permanentă, frizerie bărbați și tratamente, manicură și pedicură, cosmetică, make-up și tratamente faciale, masaj, împachetări cu ciocolată și tratamente personalizate pentru remodelare corporală, servicii complete pentru evenimentele importante din viața ta. Fii frumoasă cu Thermal Spa Center! Descoperă adevărata magie a sărbătorilor de iarnă. Restaurant Bertha & Family organizează Crăciun, meniu 120 lei și Revelion, meniu 250 lei. Restaurantul Bertha & Family oferă meniul zilei la doar 11 lei, meniu à la carte, dar și servicii de catering. Dispune de o sală de evenimente unde se pot organiza nunți, botezuri, evenimente corporate și petreceri private. Rezervări și comenzi la numărul de telefon 0249-453-843. Ne găsiți zilnic între orele 8 și 23 la locația din Slatina, strada Pitești, numărul 114. Pofta este bună doar la restaurantul Bertha & Family.
Toamna asta, ofertele bune se numără la Decora. Vă așteptăm pe strada Cireașov, numărul 71, cu cele mai noi modele de perdele și draperii, gresie și faianță, covoare ceramice și mobilier de baie. Vă oferim soluții și pentru exteriorul casei dumneavoastră. Numai în showroom-ul nostru găsiți tencuiala decorativă la super prețul de 89,99 lei găleata de 30 de kilograme, piatră naturală și piatra clinker de la 22,99 lei metrul pătrat. Nu mai aștepta, vino să vezi! Cu Decora, decorezi! Vrei să petreci momente de neuitat în compania familiei sau a prietenilor? Restaurantul Romtimex te așteaptă în fiecare seară într-un ambient rustic alături de formația Olimpic. Cele mai gustoase preparate culinare și muzică de petrecere de bună calitate le găsești doar la Romtimex, strada Crișan, numărul 28A. Organizăm petreceri de Crăciun și Revelion. Număr de locuri limitat. Vino să petreci sărbătorile de iarnă alături de noi. Restaurant Romtimex. Tu poți să mergi, să privești, să reciți poezii, să dansezi, să desenezi. Și ei pot face același lucru ca tine, însă nu la fel de repede, nici la fel de ușor sau poate nici la fel de bine. Vă invităm să fiți alături de tinerii cu dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului OLD la spectacolul Valsul Florilor din cadrul evenimentului Toți Diferiți, Toți Egali, ediția a treia, în data de 8 decembrie 2016, ora 15, la Teatrul Național din Caracal. Care luni începând cu ora 16 și 30 de minute, vă invit să urmăriți emisiunea Arena Sportivă, numai pe Prima TV Slatina, lumea sportului fără frontiere, cu Cristina Dimulescu. Administrație, sănătate, educație, oameni, locuri și întâmplări, profesioniști în domenii de activitate sau în viață, primari, parlamentari sau oameni simpli cu povești de viață extraordinare, doar la emisiunea Exclusiv, în fiecare joi începând cu orele 16:30, numai la Prima TV Slatina. Vrei să descoperim împreună aspecte mai puțin cunoscute din diferite domenii, dar și să cunoști oamenii din spatele cortinei? Te aștept atunci în fiecare marți la orele 16:30 la emisiunea Fără Secrete cu Andreea Gușe. Omul sfințește locul, spune o vorbă plină de înțelepciune din bătrâni. Oamenii locului, oamenii care sfințesc locul unde trăiesc, merită să-i cunoști sâmbătă ora 12, numai la Prima TV Slatina. Vrei ca aleșii locali, șefi ai instituțiilor și politicieni să-ți răspundă concret la întrebările tale de zi cu zi? Ia atitudine! Urmărește în fiecare vineri, ora 16:30, ora adevărului. Ora care dezvăluie fapte reale ale celor din fața ta. Vrei să fii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în orașul și județul tău încă de la primele ore ale zilei? De pe Prima TV Slatina și petreceți diminețile în fața micilor ecrane. Bună dispoziție, o dăm noi! Tot ce trebuie să faci tu este să urmărești de luni până vineri, Prima de dimineață.
Informează-te, fii la curent cu tot ce se întâmplă în jurul tău. Cele mai importante evenimente ale săptămânii, doar la Prima TV Slatina. Sunt Gianina Birin și vă invit în fiecare duminică de la ora 12 să urmăriți retrospectiva săptămânii. Am revenit, dragii mei, suntem din nou în direct pe Prima TV Slatina la matinalul Prima de dimineață. Sper că nu ați plecat din fața micilor ecrane, lăsați acum telecomanda deoparte sau treburi care pot fi amânate și rămâneți alături de noi până la 9:30 de minute. Pentru că a sosit momentul să vă prezint și invitatul zilei, alături de mine se află doamna Cecilia Romanic, fost cadru didactic. Bună dimineața, bine ați revenit! Mulțumesc, bună dimineața dumneavoastră și tuturor ascultătorilor noștri. Pentru că mi-ați acceptat invitația și ați venit în cadrul emisiunii matinale să vorbim despre valorile noastre culturale. Pentru că, nu știu, cum percepeți dumneavoastră tinerii din ziua de astăzi, dacă își cunosc ei valorile culturale, dacă mai există așa ceva? Aș porni de la o teorie a valorilor, de la axiologie. Există mai multe tipuri de valori. Este vorba de valorile fundamentale ale umanității, binele, adevărul și frumosul. De regulă, din păcate, nu totdeauna aplicabile societății umane. Există valori estetice, valori religioase, valori morale, valori ideologice și politice, așa că sunt mai multe tipuri de valori. Depinde de structura societății, de ceea ce se intenționează la nivelul unei societăți să se promoveze anumite tipuri de valori. Din păcate, acum la noi s-a produs o răsturnare de valori și pe problema pe care o supuneați dumneavoastră discuției, în speță valorile culturale, se pune foarte puțin accent. Există, din păcate, un dezinteres, să-i spunem, dar este un cuvânt prea elegant pentru aceste valori culturale și ele nu sunt promovate. Acum, deci intervenind și aici și problema diferențelor de vârstă între generații. Da, vorbim aici strict de educație, educația primită, nu știu, în familie, la școală. Da, există educație formală, informală și non-formală. Din păcate, la noi, educația formalizată, în speță educația în școală, este vizibil că a suportat o degradare în ultimii ani, tocmai pentru că așa zisa reformă în învățământ a fost aplicată de către fiecare ministru, așa că l-a tăiat capul. Și nu există o continuitate, ori ceea ce s-a făcut experimentând pe seama tinerilor. Ceea ce mie personal, profesor, mi se pare o crimă. N-ai voie să sacrifici o generație pentru problemele tale personale. Să faci experimente asupra copiilor și asupra tinerilor. Ideea de reformă este absolut necesară și de punere în concordanță a ceea ce se face pe băncile școlii în România cu ceea ce se întâmplă în statele mai avansate în ceea ce privește nivelul de civilizație. Cu precizarea și aici că nu se pune semn de egalitate între civilizație și cultură. Sunt state foarte civilizate, dar cu un nivel de cultură insuficient, în sensul că
civilizația se cuprinde în sfera culturii, dar cultura lor de regulă este achiziționată, nu este produsă efectiv de valorile de statele respective. Și există, sigur, state care în procesul ăsta de achiziționare a creierelor din alte state nu mai cheltuiesc deloc bani. Dar revenind la nivelul țării noastre, la noi, din păcate, așa zisa reformă, până acum mie mi se pare că a eșuat, în afară de câștigul efectiv al introducerii calculatorului în școală și tot un câștig, aș trece în categoria câștigului, și studierea mai intensă a limbilor străine, în rest s-a pierdut foarte, foarte mult, ceea ce este vizibil, dacă vreți, iată, fiindcă lucrați în televiziune și la nivelul televiziunilor. Genul de programe care se promovează pe ecranele noastre, astea nu sunt în niciun caz. Știm că puterea exemplului este una foarte mare. Au preluat tinerii aceste exemple la modul negativ vorbind? Aș vrea să vă spun că ceea ce se întâmplă cu tineretul de astăzi nu ține neapărat de conflictul între generații. De faptul că tinerii nu mai acceptă valorile celor în vârstă, iar cei în vârstă pornesc de la premiza că ei sunt în posesia adevărului absolut și că trebuie neapărat să și le impună tinerilor. Dar ceea ce se întâmplă, repet, cu tineretul de astăzi, ni se datorează nouă, bătrânilor. Este un adevăr. Avem tineretul pe care noi l-am educat așa. Nu tinerii sunt vinovați. Dacă noi n-am putut să-i punem în față binele, adevărul și frumosul, repet, valorile fundamentale ale umanității, tineretul și-a găsit el singur niște valori, niște puncte de reper care i s-au părut valoroase. Deci este vina noastră pentru ceea ce se întâmplă astăzi, nu a tinerilor. Îmi pare foarte rău, pentru că nu este o simplă sintagmă ideea că tineretul trebuie să reprezinte cu adevărat viitorul unui stat, viitorul unei țări. Este o realitate verificată de-a lungul generațiilor, de-a lungul câtorva mii de ani de civilizație. Sunt cu mult diferite generațiile din ziua de astăzi față de cele din anii trecuți, când dumneavoastră erați la catedră? Da, sunt diferite. Există, din păcate, foarte multe diferențe. Și pentru că sunteți așa de tânără și pentru că și colegii dumneavoastră sunt așa de tineri, vreau să vă spun că, din păcate, imediat după 1989, s-a trecut la o acțiune concertată și concentrată de influențare, de manipulare a tineretului. Tineretul a fost stimulat, instigat să se revolte împotriva autorității adulților, prin adulți înțelegând fie părinții, fie profesorii, deci s-a stimulat acest conflict între generații. S-a pornit numai pe ideea drepturilor pe care le au tinerii și drepturi care trebuie realmente respectate, dar ca să-i stimulezi, nu știți, dar atunci și mai după 90, existau emisiuni întregi și realizatori de televiziune care instigau efectiv copiii și tinerii împotriva părinților, deci împotriva autorității parentale și împotriva profesorilor. Așa a fost atunci, deci imediat după Revoluție. Astea sunt niște realități triste pe care le plătim acum cu ceea ce se întâmplă. Și iată, în jurul liceelor, poate că și în jurul școlilor generale, dar acolo mai puțin, acolo mai intervine încă familia, dar în jurul liceelor vom găsi la scările blocurilor, acolo unde
nu funcționează interfonul, vom găsi covor de seringi, covor de semințe, covor de țigări. Asta este realitatea tristă, pe care nimeni nu vrea să o vadă. Sigur, libertatea este libertate. Fiecare trebuie să o accepte și să o instrumenteze așa cum convine ființei lui. Dar și aici trebuie să intervină procesul de educație ca să le formeze tinerilor la început noțiuni, pe urmă sentimente și pe urmă convingeri morale. Ori, la noi parcă mai grav decât ideea de imoralitate este amoralitatea. Deci nu înțeleg. Nu înțeleg că trebuie să se conducă după anumite norme, după anumite reguli, pentru că nu le-au fost inculcate prin educație, nici în mediul familial și nici în mediul școlar. Da, de ce credeți că s-a ajuns aici să se piardă aceste valori? Cred că s-a cedat din ce în ce mai puțin. N-aș vrea să alunec în domeniul politicului, pentru că politica e ea în sine alunecoasă, dar după părerea mea, deschiderea granițelor imediat după 1990 în numele ideii de libertate absolut necesară, deci era absolut necesară, dar această deschidere a granițelor a fost, dacă vreți, un îndemn la introducerea drogurilor, la introducerea, nu a libertății, ci a libertinajului. Și dacă am ține cont de înțelepciunea poporului român, banul e ochiul dracului, iată că în numele banului s-au depășit niște limite. Deci copiii noștri au sufletul alterat și, repet, nu din vina lor. Există, cum să spun, o goană. Toată lumea dorește să aibă bani și putere, dar una e să dorești să ai bani pentru necesitățile tale și alta e să acumulezi ca un harpagon. Nu e permis așa ceva. Și dincolo de asta, ideea de putere alterează foarte mult. La orice nivel să ai putere asupra celuilalt. Tehnologia constituie mai mult un dezavantaj decât un avantaj? Nu ar trebui privite lucrurile de o asemenea manieră. Nu. De exemplu, eu nu mă pricep deloc la tehnică. Nu sunt antitehnică, dar tehnică sunt, într-adevăr. Eu n-am aceste capacități, această alfabetizare funcțională absolut necesară pe care tinerii de astăzi o stăpânesc, fiindcă nu vreau să spun că tinerii de astăzi nu au valoare, dimpotrivă. Dar această capacitate creativă și a tinerilor ar trebui să se transforme într-o capacitate creatoare, să producă mereu valori. Dar nu sunt, a spune că prin toate metodele, nu că nu sunt îndemnați, nu sunt aproape lăsați. Pentru mine, pentru cei de vârsta mea, e aproape dureros să vezi că există tineri care nu înțeleg, nu valorile mele neapărat, că eu sunt depășită ca vârstă. Piesa mea, a generației mele, s-a scris și s-a jucat. Acum urmează clopoțelul, să sune clopotul. Deci nu mai avem un rol activ în societate. Dar pentru tineri este foarte greu. Și observați că sunt puțini tineri care se realizează. Apoi a fost această subminare a învățământului, fiindcă orice s-ar spune, totuși, majoritatea șomerilor se recrutează dintre cei fără studii. Deci, statisticile spun că 1% din numărul de șomeri existent, la un moment dat, într-un județ, la nivelul țării, sunt cei cu studii superioare. Restul, majoritatea, sunt tot cei fără studii.
Asta este drama. Adică nu sunt încurajați copiii și tinerii în general să învețe. Până la urmă tot asta se ridică și se promovează. Nu sunt, este subminat învățământul, după părerea mea. Așa cum spuneam, poate că au luat niște modele cu ghilimele de rigoare, nu știu, oameni care au reușit în viață fără să așa aibă este. O școală. Așa este. Pentru că noi am promovat pe toate căile, pe toate căile, am promovat acest gen de succes facil în viață. Dar, cum să spun, copiii noștri, și repet, nu sunt vinovați tinerii, nu. Copiii nu înțeleg, tinerii nu înțeleg că trenul stă foarte puțin în stația tineresii. Timpul trece foarte repede. Și zboară și vor rămâne cu ceea ce au adoptat atunci la vârsta. Să prindă primul tren, cum se spune? Da, primul tren. În secolul al XXI-lea ar trebui să existe mai multe perspective, să nu mai existe o singură profesiune. Adică tinerii să aibă o asemenea pregătire încât oricând să se poată adapta la un nou context social, la o altă profesiune, să poată să practice și alte profesiuni. Și nu numai pentru câștigarea existenței, ci pentru realizarea lui profesională. Contează foarte mult această realizare profesională. Dar dacă el rămâne la nivelul instinctului, la nivelul biologicului, nu vreau să critic o televiziune sau alta, dar numai să urmărim ce se întâmplă, mai ales la televiziunile comerciale, și vom vedea ce gen de, hai să le spunem, valori se promovează, pseudovalori. Și nici nu am fost capabili să îi îndrumăm pe tineri să ia din Occident ceea ce era bun și valoros. Vedeți, există, cum să spun, există vreo 200, dacă știu eu bine, vreo 210 state pe harta lumii. Din aceste 210 state, sau să spunem, să lotunjim 200, succesul social al indivizilor, al membrilor unei comunități, este asigurat doar în vreo 10 state mari, puternice, sigur, marile puteri militare, economice. Mai merge treaba mai bine încă în vreo 10-20 și restul la nivelul planetar nu există o asemenea realizare. Și ei, un exemplu oarecare îmi vine în minte acum, în Afganistan, nu se poate. Acolo n-a fost nici comunism, n-a fost nici Ceaușescu. De ce nivelul de civilizație este cel care este acolo? Gândiți-vă, iată că pe ecrane rulează acum acel film de mare succes, ceva între telenovelă și și filmul istoric, Suleiman, despre unul dintre marii sultani ai Turciei. Eu personal am descifrat în acest film efectiv o nostalgie a Turciei moderne pentru timpurile de altă dată. Deci promovarea unui gen de retro care nu este neapărat cel mai bun pentru generația actuală. Nu poți în secolul al XXI-lea să promovezi valorile unui ev mediu, în ciuda faptului că Suleiman a fost efectiv un mare sultan la acea dată. Eu am descifrat o nostalgie pentru epoca imperială, pentru epoca când și eu sultanii aveau putere de viață și de moarte asupra supușilor. Și din păcate mă sperie, să spunem, ceea ce văd și acum, această, și în celelalte state non-musulmane, în statele creștine, această putere, această dorință infinită de putere, de bani și de putere. Asta alterează. Și pe urmă, hai să ne întoarcem la valorile creștine, dincolo de
creștinism, unii cred, alții nu cred în Dumnezeu, e o chestiune de opțiune personală. Dar dincolo de asta, este vorba de alterarea ființei umane. Și, întorcându-mă, spuneam, la valorile creștine, poate că ar fi bine să ținem cont și de celebra poveste. Mai ușor va trece cămila prin urechile acului decât va intra un bogat în împărăția cerurilor. Și ca să închem așa într-un ton optimist, pentru că suntem la finalul ediției de astăzi, au tinerii de unde să aleagă, nu știu, valori, de unde să se inspire, de unde să aleagă modele în zilele noastre? Nu. O spun sușitare, nu. Nu. Tocmai pentru că nu sunt promovate aceste valori. Și, sigur, primul cod de lege al umanității au fost cele 10 porunci. Repet, eu nu îndemn pe nimeni. Cine vrea, crede. Cine nu vrea, nu crede în ideea de divinitate. E o problemă absolut personală. Ține de relația individului cu divinitatea, cu Dumnezeu. E problema fiecăruia. Dar, nu trebuie să cedezi în fața acestui val extraordinar de non-valori care ne înghite. Vedeți dumneavoastră, cum să spun eu, când vine viitura, aurul e greu, se duce la fund. Deasupra iese putregaiul. La noi nu s-au limpezit încă apele. Și tinerii au foarte puține posibilități la dispoziție. Sunt puțini cei care se realizează și, repet, au potențial, categorii, sunt inteligenți, sunt frumoși, sunt plini de energie, de viață. Ce ați făcut bătrânilor cu tinerii noștri? Ce am făcut noi pentru tinerii noștri? Noi suntem vinovați, îmi pare foarte rău. Eu îmi asum această vină. Mă doare sufletul când văd copii lângă blocul meu fumând, injectându-se, și aruncând pe jos mizeria lor. Da, să sperăm că lucrurile se vor schimba așa într-un timp cât mai scurt. Eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit în această dimineață și vă mai aștept cu mare drag în emisiune. Mulțumesc și eu, să vin. Mă simt bine în mijlocul tinerilor și în ciuda vârstei mele aș vrea ca tinerii să promoveze și să promoveze și propria lor viață, propriile lor dorințe să se împlinească. Dar depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și de obiectivele pe care și le propun. Sigur că da. Și de instrumentele pe care le-au la dispoziție. Și de criteriile pe care le adoptă în lupta asta pentru viață. Vă mulțumesc încă o dată și trebuie să le mulțumesc și telespectatorilor noștri pentru că ne-au urmărit până la această oră. Vă dau întâlnire și mâine dimineață, așa că nu ratați nici ediția de mâine și vă spun o zi frumoasă cu mult soare în suflet. La revedere! Dați-mi ca să...